Vom citi trei versete din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 14 la 16. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfetnic să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Doamne Iisuse, cuvintele acestea sunt cuvintele Tale. Dă-ni-le, Doamne, așa cum le-ai dat apostolilor Tăi și lasă-L pe Duhul Sfânt să ne ajute să le înțelegem și să le primim cu bucurie în inima noastră. Apoi dă-ne putere să le trăim în fiecare zi ca să devenim lumini în această lume întunecoasă. Amin. Să ocupăm locurile. Mi-am adus aminte, în timp ce Rodica a recitat poezia asta, că a fost prima poezie care a învățat-o primul nostru copil, Babi. Și am spus lui Aiden, avea 5 ani, taică-s-o, când a învățat poezia asta. Da, amintiri foarte frumoase. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos ne-a spus câteva lucruri, în primul rând, foarte șocante. În primul rând ne-a spus că suntem lumina lumii și apoi ne-a spus în alt text că suntem și sarea pământului. Să știți că este o diferență esențială între sare și lumină. Sarea întotdeauna lucrează în ascuns. Nu se vede ceea ce face ea, pe când lumina este întotdeauna evidentă. Sarea întotdeauna lucrează în interior, pe când lumina strălucește în exterior. Sarea vorbește despre influența noastră indirectă, despre influența Evangheliei în societatea în care noi trăim. Pe când lumina este o comunicare directă a Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Sarea este cea care frânează descompunerea, corupția. Pe când lumina revelează lucrurile care sunt corupte, le scoate la lumină. În seara aceasta aș vrea să vorbim puțin despre această declarație extraordinară a Domnului, voi sunteți lumina lumii. Puține expresii de ale Domnului sunt așa de profunde și într-un fel atât de măgulitoare pentru ființa noastră omenească, nu-i așa? Să fii lumina lumii. Aș vrea să vă spun de la bun început că a fi lumina lumii înseamnă două lucruri. Putem să luminăm în două moduri. Să fii lumânare, deci să fii o sursă de lumină și să luminezi, sau să fii o oglindă care reflectă lumânarea respectivă, lumina respectivă. Dacă analizăm mai atent textul biblic, se pare că Domnul n-a spus că noi suntem sursa de lumină în această lume. Nu noi suntem lumânarea, ci suntem oglinda care reflectă lumânarea, care reflectă lumina. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că sursa luminii, de fapt, și cel care este lumina lumii cu adevărat, este Iisus Hristos, Domnul nostru. Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Pentru că îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos, căpătăm această lumină, acest har să reflectăm în lumea din jurul nostru lumina lui Hristos. Nu noi suntem sursa de lumină, ci El este. Dar avem binecuvântarea să putem reflecta în lume, din jurul nostru, lumina lui Hristos. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6, Apostolul Pavel spunea că și Dumnezeu care a zis să lumineze lumina întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Ce afirmație extraordinară! Creștinul, deci, este o lumină a lumii prin reflecție. Noi reflectăm această lumină a lui Hristos.
Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile. Noi nu putem lumina în lumea noastră dacă nu ne luminează la început Dumnezeu inimile noastre. Numai așa putem răspândi lumina lui Hristos, luminați de Hristos. Cineva a făcut această afirmație, de fapt este Francis de Assisi, care a spus că tot întunericul din lume nu poate stinge lumina unei singure lumânări. O singură lumânare este mai importantă decât tot întunericul din acest univers. Și tot întunericul nu poate stinge această lumină care este așa de plăpândă. E bine, în al doilea rând, aș vrea să discutăm în această seară câteva lucruri despre efectele luminii. Și, în primul rând, aș vrea să spun că lumina este folosită ca semnalizare. Ea ne avertizează, nu-i așa? Dacă încă mai suntem sensibili și mai ascultăm de legile de circulație, când a venit cu soția, a fost cineva care n-a mai avut răbdare. A intrat pe roșu, așa bine, că nu venea nimeni, nu? Sunt oameni care nu ascultă de luminile astea, ci se uită să vadă dacă vine cineva sau nu vine, mai ales dacă este vreun polițist prin apropiere. Nu era nici polițist, a trecut pe roșu liniștit. E bine, dacă suntem încă respectoși de legilor de circulație, întotdeauna știm că lumina este cea care ne semnalizează, ne avertizează, nu? Și ar trebui să respectăm lumina care ne avertizează. Lumina Duhului Sfânt de atâtea ori ne spune, nu fă, nu te du, nu vorbi, lasă-o deoparte, e periculos, e păcat. Și ar trebui să ascultăm de semnalizarea aceasta a luminii Cuvântului lui Dumnezeu. Pe măsură ce citim Cuvântul lui Dumnezeu tot mai mult, pe măsura asta ar trebui să fim tot mai sensibili la avertizările luminii lui Dumnezeu, a Cuvântului lui Dumnezeu. În al doilea rând, lumina este folosită la călăuzire, la ghidare. Nu? Avem atâtea versete din Biblie care ne spun cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Nu? Mă luminează, îmi luminează cărarea. Lumina ne ajută să nu ne rătăcim. Când eram copil în sat, era un mare lucru, erai deja fecior mare să ai lanternă. Cine avea lanternă era deja fecior mare în sat. Și era un lucru extraordinar să ai o lanternă, mai ales noaptea, nu? Să nu te lovești de pietre, să îți găsești drumul. Era un lucru fantastic. Ei, când un creștin este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, care citește Scriptura, omul acesta nu se rătăcește, are o lumină pe cărare, știe încotro se duce, știe de unde vine. Își cunoaște rostul în această lume, îl ferește Sfânta Scriptură de pericole. Lumina lui Dumnezeu te ajută la călăuzire în viață, la ghidare în această lume. În al treilea rând, lumina penetrează întunericul, expune răul și eroarea. Știți de ce nu suntem iubiți de oamenii necredincioși? Pentru că numai prezența luminii între ei le expune erorile, le expune păcatele, greșelile. Suntem ca un fel de amendă pentru păcatele lor. De aia sunt deranjați de prezența luminii. Domnul Iisus Hristos le-a spus foarte clar într-o zi oamenilor din jurul lui. Le-a spus, voi nu vă place să veniți la lumină, să nu vi se vadă faptele. Pentru că dacă trăiești în păcat, te ascunzi, nu? Și întunericul este în locul cel mai potrivit să te ascunzi în întuneric. Lumina apoi este extraordinar de bună, folosită pentru prevenirea păcatului. Știți că în locurile cele mai întunecoase ale orașului, unde este criminalitatea cea mai serioasă, se pun becuri, nu? Și ce fac răufăcătorii? Le sparg primele de acolo. Orașul care investește în lumină, practic investește în liniștea și pacea comunității. Luptă împotriva criminalității. Nu? Unde te jefuiește lumea? Nu? Doar nu te jefuiește în plină stradă, la lumină și între oameni. La întuneric. De aceea, orașele care neglijează luminarea străzilor, își neglijează, de fapt, liniștea cetățenilor.
își expun cetățenii la criminalitate. Criminalii se ascund la întuneric. Lumina favorizează creșterea și dezvoltarea. Toate plantele cresc la lumină, nu cresc la întuneric. Oamenii se dezvoltă când există lumina cuvântului lui Dumnezeu, când există lumina înțelepciunii, când se duc la școli, când li se deschide mintea. Atunci crește comunitatea. La întuneric cresc bureții, nu? Cresc lucruri care nu sunt prea grozave. La întuneric se mulțesc hoții și răufăcătorii. Și ultimul lucru, lumina nu există pentru sine, pentru slava ei, ci pentru a lumina lumea. Unul dintre misterele Universului este lumina. Nici la ora actuală oamenii de știință nu știu exact ce este lumina. Pe de o parte spune este de natură corpusculară, pentru că se poate și măsura într-un fel. Pe partea cealaltă spun că e numai unde, sunt numai unde. Încă nu se știe exact ce este lumina. Știți că Dumnezeu când a făcut lumea, a poruncit să fie lumină? Să fie lumină este actul lui Dumnezeu prin care a început întreaga creație. Lumina nu există pentru sine, ci există pentru ceilalți, pentru lume, pentru a lumina lumea, pentru slava Creatorului ei. Am urmărit cu soția zilele trecute, în ultima vreme urmărim foarte multe emisiuni despre moralitate și sunt foarte încântat că o serie de oameni de cultură din România se ocupă acum de spiritualitate, de căutarea lui Dumnezeu, de Biblie, de moralitate. Sunt emisiuni, sunt niște oameni absolut extraordinari pe care căutați, YouTube-ul e plin de asemenea oameni. Și am fost așa de mirat să ascult o profesoară de științe ale cosmosului, ale universului în care noi trăim, o astrofiziciană, care ne spunea cât de extraordinar este lumea asta în care noi trăim și pe care o cunoaștem extraordinar de puțin. Pe măsură ce cunoaștem tot mai mult, ne dăm seama că știm tot mai puțin. Spunea ea, sunt două minuni pe care nu le-am înțeles și nu le înțelegem încă niciodată. Este universul și creierul nostru omenesc. Spunea, știți că în Calea Lactee, în această galaxie în care noi locuim, sunt peste 100 de miliarde de stele. Deci știți că atâtea celule avem noi în creierul nostru, fiecare dintre noi. Pe măsură ce oamenii studiază lumea aceasta extraordinară făcută de Dumnezeu, descoperim tainele lui Dumnezeu și ni se luminează mintea să înțelegem că trăim într-o lume făcută de un Dumnezeu minunat, un Tată bun care ne iubește și care vrea să-L cunoaștem pe zi ce trece tot mai mult. Vreau să vă dau o afirmație a Mântuitorului pusă în imaginea aceasta. Voi sunteți lumina lumii, spunea Domnul Iisus. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Într-o traducere de-a mea așa mai țărănească este, mă pocăitule, nu te poți ascunde, ok? Degeaba negi, degeaba spui că tu nu ești, ești, lumea te vede, tu stai pe un munte. Faptul că tu aparții împărăției lui Dumnezeu, tu nu poți să te ascunzi. Tu ești la vedere, tu ești în vitrină, dacă vrei. Locul luminii este în sfeșnic, spune Domnul Iisus. Dacă citiți în cartea Apocalipsei, Domnul spune că bisericile cele șapte erau niște sfetnice, niște sfeșnice, în care era lumină. Biserica este un loc în care poți să strălucești. Ea este, Biserica lui Hristos este formată din oameni ca mine și ca tine. Ea este sus pe munte, este o cetate pe munte. Lumina creștinismului este în sfeșnic, în biserică. Ar trebui din biserică să începem să strălucim, să luminăm.
Și lumina noastră, cum spuneam înainte, nu este a noastră, este de la Hristos. Primim lumina de la Hristos și o reflectăm la ceilalți. Mă întreb, oare oamenii din jurul meu îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos mai bine pentru că eu exist? Reflectează oglinda mea, dacă vreți, corect pe Domnul și Mântuitorul meu Iisus Hristos? Îl cunosc oamenii din jurul meu mai bine pentru că eu îi luminez, proiectez imaginea lui corect în familia mea, copiii mei? Îmi cunosc copiii mei pe Domnul și Mântuitorul meu? Oamenii din jurul nostru primesc lumina aceasta care vine de la Dumnezeu prin faptul că eu sunt cel care reflectez această lumină în jurul meu? Domnul Iisus vorbește despre lumina sub obroc sau baniță în altă parte, sau sub pat, cum este în Luca și în Marcu, Evanghelia după Luca și Marcu. Practic, Domnul spune, e un loc special în care se pune lumina. Dacă o puneți unde nu trebuie, ea nu luminează. Avem în viața noastră a multor credincioși banița noastră sau locul în care încercăm să ascundem lumina. Și ar trebui să vedem și să ne ferim să ascundem această lumină a lui Hristos. Nu trebuie să ne întrebăm, spunea John Stott. John Stott este unul dintre mari oameni acestei lumi, a fost declarat printre primii cei mai mari 100 de oameni ai umanității. A murit nu de mult la Londra, a scris o sumedenie de cărți și am avut harul să-l cunosc personal pe acest om. Imediat după Revoluție, la Oradea, a avut loc o conferință a tuturor păstorilor evanghelici, la care a fost invitat John Stott. Și John Stott ne-a vorbit despre modul în care trebuie să ne purtăm ca și creștini la schimbarea aceea dramatică din vremea comunismului spre lume liberă în care intra România. Iată ce spunea John Stott. Nu trebuie să ne întrebăm ce e rău cu lumea asta. Pentru că diagnosticul ni s-a dat. Mai degrabă ar trebui să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu sarea și lumina. Asta este întrebarea fundamentală. De ce sarea și lumina nu-și face geabul? Ne plângem de lumea care este brea și se degradează tot timpul? N-ar trebui să ne întrebăm de ce. Probabil răspunsul e la noi. Sarea și lumina nu-și fac geabul. Ar vrea să vă provoc în seara aceasta și m-aș bucura ca unul dintre dumneavoastră să vă luați foarte în serios. Și să plecăm de aici cel puțin cu câteva întrebări fundamentale. Lumea de astăzi se împarte în trei zone, spunea cineva, în funcție de două întrebări foarte mari. Ești creștin sau ai acces la Evanghelie și resurse creștine? Dacă punem întrebările astea două, lumea se împarte în trei categorii foarte mari. Lumea A, deci zona A a lumii, 29%, nu sunt creștini, nu au acces la Evanghelie. Gândiți-vă la țări musulmane, unde este interzis să te duci cu Evanghelia, unde ești spânzurat sau, eu știu, omorât, băgat la pușcărie, expulzat din țările acelea, oameni care nici nu cred și nici nu vor să afle. Dacă ai o scriptură, ești arestat. Gândiți-vă la Coreea de Nord, de exemplu, nu? Deci, 29% din toată populația lumii nu sunt creștini și nu au acces la Evanghelie. Asta este zona A. Zona B, nu sunt creștini, dar au acces la Evanghelie. Pot să asculte Evanghelia prin radio, eu știu, televiziune, mai sunt și biserici, mai se duc și misionari, dar ăștia, Doamne, nici nu vor să audă de Evanghelie, salut. Au acces la Evanghelie sau la resurse creștine, dar nu sunt creștini deloc. Și ultima zona C, 33% sunt creștini, au acces la Evanghelie, dar 10% din ei sunt născuți din nou. Astea sunt toate majoritatea țărilor creștine. Luați Europa la rând,
aici intră și România, America, toate țările creștine de astăzi, nu? 33% din populația globului sunt în zona C. E, acum vine problema mare. Misionarii creștini, astăzi în lume se pare că sunt peste 400 de mii de misionari creștini. Unde credeți că se duc ăștia? Ia uitați aici. Zona A, unde nu sunt creștini, 3% din toți ăștia, 3% se duc în țările în care nu există Evanghelie și în care oamenii nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. 3% din ăștia. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că pentru ăștia 3% foarte mulți sunt români. Românii noștri sunt majoritatea misionarilor în țări în care nu se duc celelalte țări. Se duc în țări musulmane și se expun la pericole extraordinare. Mulțumim Domnului pentru asta, dar 3% din 400 de mii sunt extrem de puțini. 25% din ei se duc în țările acelea din zona B, nu? Unde nu sunt creștini și oamenii totuși au acces la Evanghelie, au acces, aud la radio, televiziune, dacă vreți, pe internet, nu? Au acces la Evanghelie. Și în zona C, unde sunt creștini, sunt 72% din toți misionarii acolo se duc, nu? Misionarii din România visează să fie trimiși misionari în America, nu? Americanii pleacă misionarii în România, în Europa, în țările. Îi trimite Domnul, întotdeauna îi trimite Domnul pe ăștia, acolo unde există creștini, există biserici și există toate resursele posibile. Problema este și mai gravă dacă ne gândim la resursele financiare ale bisericii de astăzi. În zona B, unde nu sunt creștini și nu există acces la Evanghelie, doar 1% din resursele financiare sunt rezervate pentru misionarii care se duc în aceste țări. În zona B, unde nu sunt creștini, dar au acces la Evanghelie, 12% din bani se duc acolo și 87% unde sunt creștini și unde este Evanghelie. Okay? Acolo merg banii unde sunt. Și creștini și eu au acces la Evanghelie. Dacă credeți că asta este o problemă, stați să vedeți cât de gravă este acum. Biserica de azi și finanțele. Acum, eu nu vorbesc de biserica românească, nu știu despre biserica noastră ce se întâmplă în acest domeniu, n-am acces la caserie, nici nu vreau să știu, dar vreau să spun ce se întâmplă cu bisericile americane. Okay? Dintr-o sută de dolari care se strâng într-o biserică americană, 94 de dolari sunt consumați pentru uz intern. Dintr-o sută de dolari, 94 sunt pentru treburile noastre. Avem nevoie, aer condiționat, tot să ne simțim bine, să meargă totul bine. 94 de dolari dintr-o sută. Pentru misiune mai rămân 6 dolari. 6 dolari rămân pentru misiune. Unde credeți că merg ăștia? Haideți să vă spun. Din cei 6 dolari pentru misiune, 5 dolari și 22 se duc la zona C, unde sunt creștini, unde au acces la Evanghelie, trimitem bani în România, în Europa, unde există bogăție, tot ce vreți. 36 de cenți pentru zona B, unde, așa cum știți, nu sunt creștini pentru că nu vor, dar au acces la Evanghelie. Și să vedeți câți bani se duc pentru țările acelea care n-au nici acces la Evanghelie și necreștini, 0,06. 6 cenți merg pentru zona A. Scutiți-mă de declarațiile acelea că biserica este singura instituție care trăiește pentru folosul nemembrilor ei. Okay? Să nu-mi spuneți asta, că nu mai cred. 94 de dolari din fiecare sută nu e pentru alții.
e pentru noi. Încă o dată, nu am calcule, nu fac referință la biserica noastră. Știu că suntem foarte darnici și suntem deosebiți de americani. Suntem patrioți, ne gândim la țară, la poporul de unde venim. Dar astea sunt cifrele a ceea ce se întâmplă în lumea misionară, în relația noastră cu lumea necreștină din jur. Cifrele astea vorbesc despre lumină. Lumina pentru care nu cheltuim prea mulți bani, nu? Să o ducem altora. În concluzie, ar trebui să fim mereu conectați la sursa luminii care este Iisus Hristos. În momentul ce nu stai bine cu Domnul, nu mai poți să luminezi în jurul tău și nu mai poți să ajuta pe nimeni. Oriunde ai fi, alege să luminezi în jurul tău. Spune un cuvânt, spune un cuvânt de îmbărbătare, dă o carte, vorbește cu cuiva, du o Biblie, invită la biserică. Viața ta e la vedere, ești în vitrină, nu te poți ascunde. Termină cu încercarea aceea inutilă de a te strecura așa neobservat în lume. Dacă ești al lui Dumnezeu, oamenii vor vedea. Lasă faptele să vorbească mai tare decât cuvintele tale. Predică cu viața ta și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Și ultimul lucru, nu uita, lumina ta este pentru gloria lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze ca și biserică și ca și creștini și să o luăm în serios, să luminăm în jurul nostru, să fim o lumină, să le reprezentăm pe Hristos și să cheltuim un pic pentru lucrul ăsta. Să știți că este foarte important. Multă lume nu te înțelege când vrei să răspândești Evanghelia. Dacă vrei să ajuți, ce știu eu, săraci, orfani, imediat inima se dezleagă. Dar când e vorba să răspândești Evanghelia, nu prea se dezleagă nici buzunarul în direcția asta. Ar trebui să ne gândim foarte bine, pentru că cifrele ne spun că e o problemă mare și cu sarea și cu lumina. Și când nu există sare și lumină, lumea se descompune. Și lumea ajunge în întuneric. Și Domnul să ne dea lumina Lui tuturor. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să ne rugăm Domnului, mulțumindu-I pentru seara aceasta.